Da, domnule președinte. Vă rog frumos, aveți două minute, aveți cuvântul. Domnul deputat Arache, dacă nu mă înșel, da? Mulțumesc, domnule președinte, domnilor miniștri, dragi colegi. Mediul economic românesc are nevoie astăzi mai mult ca oricând de un cadru legal care să ajute, iar nu să încurce societățile românești să răzbească în aceste vremuri grele. Materia insolvenței avea nevoie de o unificare a legislației elaborate în acest domeniu, atât pentru corelarea procedurilor de prevenire a incapacității de plată, dar și pentru accelerarea procedurilor de reorganizare sau faliment. Deputații independenți consideră că această inițiativă este necesară, dar nu agrează lipsa dialogului cu Parlamentul prin emiterea unei ordonanțe de urgență, fără a da posibilitatea dezbaterii prezentului text în comisiile de specialitate, înainte ca textul să-și producă efectele. Ne exprimăm totuși speranța că se va permite amendarea proiectului în Parlament și că inițiatorul va fi deschis dialogului cu toate